ziua, mulțumesc mult de invitație. Într-adevăr, activitatea în zona bancară, într-un fel, acum în discuțiile de astăzi mă pot regăși mai ușor, mai ales că mă întrebam de când implementam produsele de asigurări pe conturile clienților, dacă clienții știu și ei că au asigurare când deschid un cont bancar la o bancă sau alta. Între timp lucrurile acestea s-au rezolvat, am înțeles, și oamenii știu că dacă plătesc un leu din contul pentru administrarea contului curent, probabil pentru asigurare, știu că sunt și asigurat și că pot beneficia de ea, ceea ce e o treabă foarte importantă. Deci o să vorbesc din perspectiva protecției consumatorilor, mai mult ca dintr-o... că tot vorbea domnul Vorniceanu de consultanță. Activitatea în cadrul direcției încercăm să fie o activitate de prevenție și de arătare a lucrurilor în moment înainte ca ele să se întâmple sau să se generalizeze sau să creeze anumite probleme pentru a preveni. Nu ne interesează să facem acțiuni neapărat de a căuta o problemă sau a sancționa pe cineva, ci de a îmbunătăți piața și a crește încrederea consumatorilor în sistem, pentru că în momentul în care consumatorii capătă încredere și sistemul în sine se dezvoltă. Din această perspectivă, chiar săptămâna trecută am prezentat în Consiliu elementele care au fost discutate cu toți asiguratorii privind anumite constatări referitoare la produsele care sunt vândute împreună cu creditele ipotecare sau prin telemarketing și vă prezint câteva elemente astăzi, dar pun accent la începutul prezentării și la sfârșitul prezentării pe conceptul de protecție a consumatorilor. Deoarece, cum spunea și domnul vicepreședinte, nu trebuie consumatorii văzuți, și băncile și asiguratorii pun accentul pe consumatori și lucrează pentru consumator. Numai că de multe ori accentul se pune mai mult pe partea de business, cum spunea și domnul vicepreședinte, pe vânzări, pe partea de profitabilitate. Noi încercăm să venim și să punctăm nevoia de a pune accentul pe consumator din perspectiva drepturilor și obligațiilor acestora. Și atunci Direcția de Protecție a Consumatorilor din ASF urmărește respectarea acestor prevederi legale, a creat o structură de monitorizare a practicilor care pot să afecteze drepturile și interesele consumatorilor, astfel încât acestea să fie protejate prin prevenirea anumitor practici și nu neapărat, având și componenta a doua în cadrul direcției, de rezolvarea petițiilor în momentul în care se întâmplă ceva și atunci trebuie să încercăm să intervenim pentru a rezolva o anumită problemă punctuală. Deci activitatea noastră este și proactivă și reactivă, încercând să devenim din ce în ce mai mult proactivi. Deci din acest motiv am putut acest site în care sumarizează puțin activitățile Direcției de Protecție a Consumatorului din aceste perspective. Deci, practicile acestea, clauzele contractuale, noi le verificăm. Chiar am terminat în acest moment analiza primelor trei asiguratori. Am luat toate contractele de asigurări ale primilor trei playeri de pe piață. A ieșit un document cam de 200 de pagini. În acest moment este în analiză și în detaliere și discutăm împreună și cu ANPC-ul, deoarece dânsii sunt singurii care pot să identifice clauzele abuzive. Pentru că ei le identifică clauzele abuzive, doar tribunalul poate să stabilească că ceva este abuziv sau nu și, din nefericire, băncile au o practică în acest moment identificată de ANPC și sunt în diverse contexte cu ANPC-ul și cu instanțele din România și tocmai de aceasta trebuie să prevenim aceste lucruri de la început și să venim și să prezentăm lucruri la care fiecare trebuie să fie atent și în momentul în care și asiguratorii și băncile au niște elemente de care să le ia în considerare când lansează un produs sau în relația lor cu consumatorul, cred că vor evita pe viitor eventualele prejudicii și de imagine și financiare prin nemulțumirea consumatorilor care pot fi generate dacă aceste lucruri nu sunt stabilite de la început. Noi ne focusăm întotdeauna și avem 5 drepturi, deci orice activitate care o desfășurăm, încercăm să o categorisim într-unul dar mai multe din drepturile consumatorilor și mergem pe 5 drepturi principale. În primul rând, dreptul de a fi informat, dreptul la transparență, dreptul de a se cunoaște toate componentele pe un limbaj simplu de înțeles, menționa și domnul vicepreședinte acest aspect, astfel încât consumatorul să ia decizii în cunoștință de cauză, fără să fie specialist într-un anumit domeniu sau un altul. Entitățile care vând aceste produse trebuie să prezinte drepturile și obligațiile consumatorilor într-un mod detaliat, astfel încât omul să cunoască ce semnează
și când semnează ceva că poartă și o anumită responsabilitate și consumatorul trebuie responsabilizat, pentru că nu e protecția consumatorului, nu este numai de partea consumatorului de a-l proteja în orice situație, ci și de a-l educa pe consumator, cum încercăm de a forma profesioniștii pieței prin regulamentele de formare profesională, la fel ASF-ul are rolul și de educație financiară a consumatorilor pentru a putea să discute de la egal la egal și a-și înțelege și consumatorul drepturile și mai ales și obligațiile, pentru că fiecare are obligații, fiecare parte. Consumatorii trebuie să aibă dreptul să negocieze, dreptul de a plăti un preț corect și a înțelege de ce plătesc acest preț și a compara prețurile între ele. Consumatorul trebuie să aibă posibilitatea să primească asistență și să aibă acces la sistemul de repetiționare și rezolvare alternativă a litigiilor. După cum știți, probabil săptămâna viitoare se va finaliza procesul de a finaliza regulamentul privind rezolvarea alternativă a litigiilor pe baza UG 38/2015 privind rezolvarea alternativă a litigiilor pe piață în general, dar specific și pe piața financiară non-bancară. Și în acel moment consumatorii pe toate contractele de bilaterale până la urmă, deoarece contractele pe asigurările facultative sunt contracte bilaterale, în care teoretic părțile spun că au semnat ceva și nu poate să intervină un terț între ce au semnat, și a nu ajunge consumatorii neapărat în faza de tribunal, astfel încât să stea ani de zile în tribunale și cu costuri suplimentare, probabil entitatea SAL, fiind a ASF-ului de rezolvare alternativă a disputelor, va fi de ajutor și consumatorilor și asiguratorilor sau băncilor care vând astfel de produse pentru a aplana tensiunile și a găsi pe calea amiabilă o înțelegere între părți pentru a nu escalada anumite probleme care pot să apară. Înainte de a începe prezentarea, e o mențiune care este importantă, deoarece constatările noastre sunt, cum am menționat, au un rol preventiv. Deci nu înseamnă că este o situație generalizată sau probleme care se manifestă amplu. Dar pentru a nu deveni probleme care să se reflecte negativ la un anumit moment dat asupra tuturor, preferăm să le prezentăm de la început pe constatările care le avem până în acest moment. Dar am introdus și este foarte importantă această mențiune că în general, firmele de asigurări, majoritatea firmelor de asigurări au aspecte punctuale care trebuie să le rezolve, nu au practici generale care afectează consumatori. Și dacă facem legătura între bănci, asiguratori și ANPC și directiva 17 care este în discuție, în urma discuțiilor care le-am avut la solicitare atât a asiguratorilor cât și a patronatului bancar și al ANPC-ului pentru a putea să mediem în implementarea directivei 17, s-a ajuns la consensul cu ANPC-ul astfel încât să se scoată din prevederile directivei solicitările specifice pe anumite soluții, cum să se identifice luarea în asigurare pentru consumatori, urmând ca Autoritatea de Supraveghere Financiară să reglementeze acest subiect printr-o normă specială. Și de fapt acest lucru a fost aprobat și de Consiliul ASF săptămâna trecută, urmând ca într-o perioadă de timp de probabil de 6 luni de la apariția transpunerii directivei 17, ASF-ul să vină cu o reglementare specială privind luarea în asigurare și telemarketingul. Deci acest articol 140 a fost inclus în noua propunere care se transmite sau este transmisă deja către Parlament, în care ASF-ul va emite legislație secundară în acest domeniu. Deoarece luarea în asigurare era tratată parțial, dar erau zone neacoperite și se impunea o clarificare care nu trebuie să fie împovărătoare sau birocratică, ci pur și simplu să asigure o uniformitate și standardizare a anumitor practici minimale care trebuie respectate. Referitor la constatările din activitatea noastră și de monitorizare și de rezolvare a petițiilor, putem să menționăm câteva dintre ele. În primul rând, agentul de asigurare, și aici constatările sunt legate foarte strâns de activitatea bancară, deci vorbim de asigurările atașate creditelor. Se vorbea de complementaritate și de cuvântul acesta care nu este cel mai bun, probabil. Într-adevăr, și băncile când vând o asigurare, trebuie să vând o asigurare, nu trebuie să vândă un produs conex, un produs care
nu îi acordă o atenție deosebită pentru că trebuie să fie și el acolo. Și din acest motiv, noțiunea de complementaritate probabil nu este corectă, că arată că asigurarea ar fi ceva secundar, neimportant, creditul de consum este cel important. Ceea ce e corect, omul vine pentru un credit de consum. Dar în momentul în care se vinde o asigurare, consumatorul trebuie să fie informat corect, complet și să înțeleagă foarte bine ce îi se întâmplă. Există un aliniat în codul civil care menționează că în momentul în care consumatorul nu declară corect, trebuie să se facă dovada relei credințe a consumatorului în momentul în care nu s-a declarat corect o anumită boală, să zic, la luarea în asigurare de viață. E un lucru dificil, dar trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție a consumatorului și de aici este foarte important și reglementarea care va apărea să vă găsim soluții foarte ușoare în care consumatorii, când semnează o poliță de asigurări, să-și dea seama ce semnează. O să vedem mai încolo în legea consumului niște articole care menționează foarte clar că în contractele de asigurare nu trebuie folosiți termeni specifici, inclusiv termeni de uzanță medicală pe care consumatorul nu poate să-i perceapă la înțelesul lor exact așa cum sunt. Și în acest motiv noi am propus la luarea în asigurare un tabel, o grilă simplistă care să-i fie prezentată consumatorului, în care el, de exemplu, să scrie acolo dacă are boală de inimă, pur și simplu, fără să fie folosiți termeni medicali care sunt dificil de înțeles și pentru noi, probabil, dacă ne uităm acum la capitolul de excluderi sau la declarații care trebuie să le faci pentru a-ți stabili riscul. Și în momentul în care el spune, da, am o boală de inimă, atunci agentul de asigurare să-l întrebe pe zona de excluderi și să afle într-adevăr dacă are o boală care poate să afecteze luarea în asigurare, valoarea primei sau neluarea deloc în asigurare. Deci trebuie stabilit un dialog între consumator și agentul de asigurare sau reprezentantul băncii care este responsabil cu acest lucru pentru a putea să iei în asigurare și consumatorul când semnează să fie în cunoștință și el de cauză că a declarat cu bună credință ce trebuia să declare. Deci agenții de asigurare trebuie să acorde explicații și informații complete potențialilor asigurați cu privire la elementele specifice produsului, în special asupra riscurilor care sunt acoperite sau nu sunt acoperite de contractul de polița aferentă contractului de credit. S-a constatat uneori o evaluare incorrectă a riscului de către societate prin faptul că nu a solicitat documente suplimentare. Parte formală trebuie semnată și polița, nu contează prea mult ce conține, deoarece creditul este cel important, dar lipsa de informare și de dialog cu consumatorul poate să-l afecteze după aceea, pe acesta și, de fapt, de multe ori, din păcate, nu-l afectează pe acesta direct, ci îi afectează pe urmașii lui, când omul are o problemă, când decedează și este o problemă, devine o problemă socială. Dar din acest punct noi punem foarte mult accent pe asigurările de viață, deoarece problemele acestea care pot fi tratate sumar inițial pot să creeze probleme sociale ulterioare. De asemenea, nu întotdeauna se transmit asiguraților contractele de asigurare, deci aici vorbim de zona de telemarketing și ne bucurăm foarte mult că cei la care s-au constatat aceste probleme și le-au remediat și în acest moment, inclusiv la punctul acela unde vorbim de modalități necorespunzătoare de vânzare și promovare prin intermediul societăților de utilități, aceste lucruri deja au fost rezolvate prin dialogul direct cu reprezentanții companiilor respective și produsele acestora deja sunt compliant pe piață. Nu au fost transmise, deci netransmiterea acestor documente încalcă practic ordonanța de urgență 85 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, în care nu ajunge ca să fie întrebat consumatorul pe telefon dacă e de acord cu să-i se vândă un produs fără să-i se prezinte clauzele contractului, cel puțin să-i se trimită pe un e-mail, dacă nu-i se trimit și pe hârtie, și după aia consumatorul să fie întrebat dacă a primit e-mailul și dacă l-a citit și dacă este în regulă cu condițiile respective. De obicei se începea chiar și debitarea directă din conturi cu valoarea asigurării numai pe acceptul telefonic, care este împotriva legilor codului consumului, cel puțin și acestei ordonanțe 85. Deci aici sunt câteva articole luate din ordonanța 85 din legea consumului, care sunt importante și probabil sunt destul de necunoscute. Nu este reglementare sectorială, este reglementare generală. Noi în activitatea noastră de protecție a consumatorului, având în vedere atribuțiile noastre care sunt echivalente cu cele ale ANPC-ului pe partea piețelor nebancare,
cu singura excepție că nu putem da noi sancțiuni pe aceste și atunci ANPC-ul acționează pentru zona de sancționare. Dar noi urmărim în petițiile și în monitorizarea produselor financiare, inclusiv legislația generală care este aplicabilă tuturor produselor și serviciilor din România, inclusiv produselor și serviciilor financiare. Și aici am prezentat câteva puncte din referitoare la drepturile consumatorilor care credem că trebuie cunoscute și trebuie aplicate de către toți cei care vând produse de asigurări și de neasigurări. Aceste clauze sunt valabile și pentru produsele bancare. Iar la articolul 75, dacă ne uităm, menționează foarte clar că clauzele contractuale să fie clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate. Articolul 78 interzice comercianților stipularea de clauze abuzive încheiate în contracte. Și ce înseamnă clauzele abuzive? Acele clauze care nu sunt negociate direct cu consumatorul și creează prin clauze sau împreună cu alte prevederi un dezechilibru semnificativ între drepturi și obligații în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe. La articolul 27, la mijlocul slide-ului, dreptul consumatorului de a fi informat complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acesta să corespundă cel mai bine nevoilor lui, precum și a fi educați în calitatea lor de consumatori. Legat de clauzele care pot fi considerate abuzive, am rezumat, lista este mult mai lungă, se regăsește în legea 193/2000, dar le-am rezumat numai pe cele care, de care ne-am lovit noi în activitate sau pot fi interpretate de către ANPC într-un moment sau altul în activitatea care o desfășoară. De exemplu, clauze abuzive sunt cele în care dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului fără a avea un motiv întemeiat. Obligă consumatorul să se supună oricând condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia la cunoștință la data semnării. Obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale chiar dacă profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale lui. Acordul tacit, reglementarea acordului tacit, este iarăși o clauză care afectează drepturile și interesele consumatorilor. Dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor, dau dreptul profesionistului exclusiv să interpreteze clauzele sau dau dreptul să transfere obligațiile contractuale unei terțe persoane, agent, mandatar, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer servește la reducerea garanțiilor sau la alte răspunderi față de consumator. Revenind la alte constatări, din instrumentarea dosarelor de daună deschise s-a constatat că nu întotdeauna se precizează termenele de instrumentare, de plata despăgubirilor, a indemnizației solicitate. Din conținutul petițiilor s-a constatat că în cazul contractelor de asigurare de grup, în momentul încheierii unor contracte de credit, clienții sunt informați că dețin o asigurare de viață fără a intra în posesia tuturor informațiilor necesare. Au fost reclamate clauze abuzive. Petenții au reclamat faptul că nu au posibilitatea de a negocia clauzele contractului de asigurare, fiind obligați să accepte sau nu condițiile respective de asigurare. Niște măsuri care au fost discutate și în principiu cu firmele de asigurări, lucrurile sunt în regulă. Important este să le cunoască și băncile și personalul bancar care vinde asigurări și lucrează în zona de bank insurance să fie implicat în a le monitoriza. Aplicarea acelui articol din codul civil în sensul apărării drepturilor consumatorilor de bună credință, considerați astfel până la eventuala dovedire a relei credințe. Asigurarea în principiu este făcută pentru ca cetățeanul să fie despăgubit, nu ca atunci când se întâmplă ceva să îi se caute nod în papură pentru a nu fi despăgubit. Deci nedespăgubirea trebuie să fie ceva excepțional și foarte bine dovedit. Analizarea prevederilor legale menționate și modificarea practicilor și contractelor dintre părți pentru armonizarea cu legislația specifică pe care am menționat-o. O mai bună informare a consumatorilor în ceea ce privește condițiile de asigurare, inclusiv prin postarea acestora pe site-urile agenților de asigurare subordonați sau prin link-uri de direcționare către site-urile societăților de asigurări ofertante. Includerea în condițiile de asigurare a unor termene pentru instrumentarea dosarelor și plata indemnizațiilor. Obligativitatea agentului de asigurare de a pune la dispoziția consumatorului un exemplar din condițiile de asigurare semnat de părțile contractate pe fiecare pagină la momentul semnării contractului de credit
sau pe cale electronică, bineînțeles, conform ordonanței 85, dar cu respectarea prevederilor acelei ordonanțe și luarea acceptului după ce consumatorul a citit clauzele contractuale și înregistrarea confirmării acceptului în mod prin telemarketing sau prin altă metodă. Obligativitatea agentului de asigurare subordonat de a comunica consumatorului condițiile detaliate necesare pe care acesta trebuie să le îndeplinească. Și aici apărea una din variante, este solicitarea adeverinței de la medicul de familie. Este o soluție incompletă, dar este una din cele pe care asiguratorii pot să le ia în considerare. În final, după mai multe discuții, opinia noastră este că dacă se realizează o declarație mai detaliată, cum am menționat, cu acele afecțiuni care să fie într-un limbaj comun trecute și omul să ia la cunoștință și să le bifeze individual, adică să nu existe o singură bifă, sunt sănătos, nu am nimic, că foarte puțină lume nu are nimic și de-a lungul timpului, și fiți siguri că în momentul în care are o problemă sau omul respectiv moare, se găsesc boli care să fie interpretate ulterior. Din acest motiv, un formular simplu, care nu trebuie să fie complet, pe limbajul cetățeanului, este foarte important a fi completat la luarea în asigurare. Obligativitatea societății de verificare a corectitudinii declarațiilor primite de la asigurat, în cazul în care constată inadvertențe, să solicite documente suplimentare în vederea evaluării corecte a riscului. Măsuri de formare profesională continuă a agenților de asigurare subordonat și de verificare continuă a activității acestora. Este obligatorie utilizarea doar de personal autorizat și certificat. Tot așa, din mystery shopping-urile care le-am derulat, am identificat persoane care nu erau întotdeauna înregistrate sau înregistrate ca agent pe compania respectivă sau obținuseră autorizarea cu ceva vreme în urmă, dar nu și-o renoiseră. Sunt destul de multe probleme. Aceste lucruri încercăm să le reglementăm și prin nou regulament de formare profesională și prin implicarea Institutului de Studii Financiare în zona de evaluare, examinare și de realizarea bazei de date centralizate cu tot personalul autorizat, pentru a nu mai exista dubii. Fiecare când a obținut autorizarea, va fi un sistem foarte simplu în care se va putea verifica oricând că o persoană este autorizată să lucreze pe piață și inclusiv dacă a făcut un curs și a adunat cele 20-30 de credite care vor fi stimulate, că acele credite pe perioada de certificare sunt reutilizabile, inclusiv dacă se mută de la un asigurator la altul sau de la o companie la alta. În situația în care creditul e rambursat anticipat și există un contract de asigurare atașat, creditul consumator să poată opta pentru menținerea în vigoare a contractului. Și aici se leagă și cu acea complementaritate și cu produsele anexă. Până la urmă, dacă îi se dă respectul convenit unui produs de asigurare, trebuie să îi se dea până la capăt. Dacă un om a semnat o asigurare, trebuie să fie asigurat. Ok, sunt contracte de grup, sunt clauze specifice, dar asta ține de aspectele comerciale pe care le negocia locul o companie cu alta. Din perspectiva consumatorului, el primește un serviciu care trebuie să fie corect, indiferent dacă este în cadrul unui contract de grup sau nu, pentru că evaluarea de risc este realizată individual și nu la 1000 de dosare. Și măsurile de educație financiară a consumatorilor sunt iarăși foarte importante. Cum a zis și domnul vicepreședinte, noi am pornit campaniile de educație și așteptăm și asiguratorii și băncile să se alăture campaniilor de educație financiară pe care atât noi sau dânsii individual pot să le desfășoare pe piață, pentru că consumatorii au nevoie să fie informați și să cunoască mai bine ce li se întâmplă și atunci rolul nostru este foarte important, și atât al nostru, al autorității, cât și al dumneavoastră, al celor care sunteți în relație directă cu consumatorii. Și practic și în aplicarea acestei directive 17 urmează să elaborăm probabil o normă care o vom discuta cu toate părțile implicate și sperăm să fie o normă echilibrată și să fie în folosul atât al pieței cât și al consumatorilor, cum ar trebui să fie orice se întâmplă în piață, în folosul ambelor părți, să nu existe un dezechilibru. Revenim puțin la protecția consumatorilor. Sunt câteva slide-uri asupra cine sunt consumatorii de care ne ocupăm noi. Și datele sunt actualizate la sfârșitul anului trecut. Practic avem în acest moment 13 milioane de contracte de asigurări, iar ne putem uita la contractele de asigurări de viață, sunt 3.300.000. Numărul de contracte nu ia în considerare situația de la Astra.
Avem investitori în piața de capital, avem participanți, 6 milioane de participanți în pilonul 2, 300 de mii de participanți în pilonul 3 și mai sunt vreo 8 milioane de acționari care sunt cam uitați și trebuie să-și regândească poziția de acționar și de consumator până la urmă, sunt în cei care au primit cupoane și privatizarea în masă, care sunt în acest moment în secțiunea 1 a depozitarului central. Pentru toți acești consumatori, Direcția de Protecție a Consumatorului încearcă să realizeze monitorizări în mod proactiv, cum vorbeam de practici neconforme, frauduloase, incorrecte, neautorizate. Deci, practic, vânzarea de produse de asigurări prin telemarketing, de exemplu, de persoane care nu sunt înregistrate sau nu mai au autorizare de funcționare pe piață, din punctul nostru de vedere este practică neautorizată și este pedepsită penal, astea le trimitem direct la poliție. Deci practicile neautorizate în general sunt cele pe piața Forex, care se întâmplă foarte multe, deci acolo este fenomenul cel mai mare, și iar în momentul în care se vând produse care nu sunt oferite de firme înregistrate la ASF sau de personal neautorizat, ele intră pe partea de practici neautorizate și sunt transmise către autoritățile competente să investigheze situația. În zona de educație, iarăși în mod proactiv, informarea consumatorilor, creșterea nivelului de bunăstare și a gradului de incluziune financiară. Gradul de incluziune financiară e foarte mic în România. Asigurările sunt 12-15% din 12-15% din cetățenii României sunt incluși în sistemul de asigurare într-un mod voluntar și știu ce li se întâmplă. Deci numărul este foarte mic. Gestiunea petițiilor în mod reactiv, instrumentarea petițiilor de la consumatorii de servicii, clienții ai entităților supravegheate și relațiile cu publicul, asistența de specialitate către consumatori, în care zona de call center și de suport a consumatorilor încercăm să fie un call center cât mai smart, în sensul în care să dea sfaturi și să reducem numărul de petiții care se înregistrează ulterior. Și aici avem exemplu cel mai bun cu Astra, după ce a intrat în faliment sau s-a declarat insolvența. Din 4.000 de telefoane primite, numai 1.200 s-au transformat în petiții, oamenii ne considerând în continuare că trebuie să-și clarifice ceva sau au ceva de reclamat. Restul de 3.000 de apeluri s-au oprit în acel moment fără să fie înregistrate petiții, ceea ce arată de fapt rolul care relațiile cu publicul trebuie să-l aibă în a informa, educa, discuta și consilia consumatorii. Ce monitorizăm? Pentru că aici apar foarte multe întrebări, având în vedere că Direcția de Protecție a Consumatorului din ASF este o direcție care nu se ocupă de supravegherea și controlul care se realizează conform reglementărilor specifice, în general pe raportări specifice, prudențiale, sau din momentul în care există produsul vândut. Noi avem patru etape pe care le monitorizăm continuu, două dintre ele când consumatorul este potențial sau când se realizează actul de vânzare. Monitorizarea aceasta nu intră în zona de supraveghere în sine și din acest motiv, pe aceste două elemente, norma aceea trebuie să vină și să completeze luarea în asigurare, care nu intră într-o zonă foarte clar stabilită. Deci în zona aia, în etapa 1 de monitorizare, trebuie să verificăm regulile de transparență către consumator, modul de informare a consumatorilor, avertizarea cu privire la activitățile, firmele sau produsele neautorizate, monitorizarea publicității înșelătoare, a practicilor de vânzare care pot fi agresive, înșelătoare sau abuzive, și tool-ul principal care îl folosim sunt mystery shopping-urile care le practicăm. În zona a doua, la actul de cumpărare, după ce potențialul consumator a fost convins parțial, mai mult sau mai puțin, trebuie să asigurăm modul transparent și suitability, potrivirea relației contractuale pentru nevoile acelui om, iar și IDD-ul, și PRIPS-ul, și KID-ul, care va fi am înțeles că va fi și discutat ceva legat de KID astăzi. Toate acestea vin pentru a stabili o relație contractuală și în zona aceasta actului de cumpărare, de a clarifica și de a pune consumatorul, de a-i elimina asimetria informațională. Analiza clauzelor contractuale și a practicilor de vânzare pentru a evita clauzele abuzive, eventualele fraude, comportamentele înșelătoare. Analiza eficienței adaptării produsului la posibilitățile și nevoile consumatorului. Și după aia intră partea de protecția consumatorului pe perioada deținerii produsului și după aia la expirarea produsului.
în care se monitorizează relația furnizor-client, consumator, monitorizează respectarea condițiilor de transparență în timpul deținerii produsului, monitorizează acordarea de asistență conform nevoilor acestuia, conduita de business față de consumator, dacă supravegherea regulară are o abordare top-bottom, noi avem abordarea de business conduct bottom-top, din perspectiva consumatorului și din ochii consumatorului. Și din acest motiv sunt și mystery shopping-urile care le facem, punându-ne în poziția consumatorului față de supravegherea regulară care se ocupă off-site sau se duc în control on-site din perspectiva entității în sine și business-ul conduct al entității, pe regulile de guvernanță corporatistă și așa mai departe. Vânzarea și expirarea produsului, derularea actului de vânzare, monitorizarea comportamentelor la vânzare, de contare, reînnoire produs, reluarea ciclului de vânzare. Deci urmărim capabilitățile financiare prin educație financiară, modul de acces la produsele financiare, protecția consumatorului împotriva practicilor înșelătoare, frauduloase sau incorrecte, pentru a avea capabilități financiare pentru dezvoltarea pieței. Prioritățile pentru protecția consumatorilor, monitorizarea regulilor de comportament care pot afecta clienții și piața, protejarea intereselor consumatorilor în fața abordărilor incorrecte sau abuzive, stipularea conținutului și a clauzelor minime din cadrul contractelor prevăzute de lege și implementarea elementelor specifice conduitei de business la nivelul entităților, furnizarea de către entitățea informațiilor obligatorii pentru transparență, pentru acces, recomandări și obiective și de înaltă calitate, partea de consultanță de care vorbea și domnul vicepreședinte, pe baza profilului clientului și pentru evitarea conflictelor de interese, și rolul entităților și al pieței pentru duty of care, protecția consumatorului în sine, ca un rol foarte important al fiecarei entități de a fi responsabile față de consumatori din perspectiva intereselor consumatorului. Supravegherea respectării regulilor de conduită și bune practici și tratamentul nediscriminatoriu și accesul la produse și servicii. Reducerea deficitului educațional, accesul la educație și consiliere, administrarea promptă a petițiilor, susținerea rolilor fondurilor de protejare a consumatorilor. Și aici, că tot am vorbit de Institutul de Studii Financiare, prin Institutul de Studii Financiare nu vrea și nu va fi o competiție a celorlalți formatori ai pieții. Institutul trebuie să intervină exact în zonele acestea care le identificăm și este nevoie de formare profesională specifică. Și sunt alături de mine, domnule director, de la Institutul de Studii Financiare, care vă stau la dispoziție, inclusiv vom lansa un pachet pentru a vă sprijini în implementarea la Institutul de Studii Financiare prin seminarii specializate, dar trebuie să fie customizate pentru fiecare în parte, pentru a putea veni cu cursuri de protecție a consumatorilor și de respectarea acestor elemente privind respectarea drepturilor consumatorului, care trebuie înțelese. Uneori protecția consumatorului e văzută ca o limbă de lemn, dar se poate transpune și în realitate și până la urmă o protecție a consumatorului corectă făcută de entități ajută dezvoltarea pieței și business-ului și atunci când lumea va căpăta încredere și mai mare în sistemul financiar, în sistemul bancar și business-ul va crește și profitul fiecăruia va crește. Mulțumesc!